Bă, că lumea mă percepe mai altfel și oricum e o chestie bună și dacă pot să stau de vorbă cu oamenii să-i ajut, o voi face cu mare plăcere. Dacă ți-ar fi văzut organele Domnul din Sergei, trecut, ce om mulțumim serios ai cu devenit! intenție La să respect, se ce? materializeze tot ceea ce vă doriți, să vă ajute Dumnezeu. Și dacă îmi permiteți să vă spun o mică anecdotă referitoare la simpatia dumneavoastră pe care o aveți față de un fost prieten, simpatie cu ghilimele. Da. Să spune așa că cei mai slabi dintre muzicieni, celor mai slabi dintre muzicieni, li se dau două bețe și sunt făcuți toboșari. În cazul în care nu sunt buni nici de toboșari, li se mai ia unul dintre bețe și sunt făcuți dirijori. Situație. Acestea fiind zise, vă doresc o seară plăcută, vă mulțumesc foarte mult! Mersi mult de tot și Noapte noi vă bună, mulțumim. sănătate mult! Da, deci revenim la chestia asta cu condamnările astea, absolut. Da, și acolo le ceri pentru 200 de euro, 300 de euro, ai 500 de euro, le ceri 7 ani și nu 7 ani, le ceri 15 ani, pe 7 ani din, nu știu, da, nu știu, acum, stând și de vorbă cu o mare parte din ei, acum iar mă umflu, cunoscându-i aproape pe toți care au fost în situația asta, mă, dintre oamenii așa, cum să spun, am înțeles că e și o loterie, dom'le, la cine pici? Adică să spună o groază de oameni care au trecut prin asta că e loterie, că dacă pici la nu știu care îți iei, dacă pici la nu știu care nu ții, mi se pare o chestie extraordinar de gravă. Adică cum justiția să fie o loterie și o spun din ce în ce mai mulți. Adică spun clar, bă, dacă am căzut la ea, am dat atâta, dacă am căzut la ea, în funcție de influențele care poate să le aibă ei asupra completelor de judecată. Că ai văzut și când vor să, când mă gândeam, mă, îl ia acum, îl ține 3 zile și dă 29, de ce nu-i dă? Că așteaptă să vină completul respectiv să-l ardă atunci. Înțelegi că de-aia îl ține în weekend, în alea și toate treburile Da, astea. da, 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 bună da. seara! Alo, bună seara dumneavoastră și domnului Dragoș, felicitări pentru emisiunea România Reală, deși Mulțumesc mult. numele potrivit era România Penală. Dacă Da. punem problema că e penală, de ce se discută de o săptămână în momentul ăsta, că s-a făcut o săptămână de emisiune extraordinară de la 8 jumate, să vadă toată lumea, să urmărească cu atenție. Un cuvânt Mulțumesc, de laudă n-am găsit în domnul emisiunea asta Nicolae. și nici nu cred că voi găsi vreodată. Vă Dar vă ascult. mulțumesc și vă rog, vă așteptăm să interveniți și la emisiunea respectivă pe temele astea sociale, pentru că de asta am creat-o. Am creat o emisiune să discutăm la modul concret cu oamenii de diverse probleme de asta. Sigur că ne-am abătut, am intrat și în zona asta cu evenimentul cu Becali, Nu evenimentul cu avem cum să Steagul nu intrăm, domnul Năgureș. Nicolae, pentru că sunt niște evenimente care, vedeți că pe toți oamenii Îi frământă, da. frământă toată chestia asta. Dar noi am creat emisiunea și a fost ideea lui Cornel Rădoi, care sigur are și o influență mai mare în momentul acesta și care chiar poate ajuta. Și de asta am zis, domnule, hai să asculte, el e dispus să meargă personal acolo unde oamenii au probleme, să implice la modul cât mai concret posibil. Dar așteptăm și o reacție din partea oamenilor. Oamenii văd că mai puțin, nu știu, probabil că n-au curaj, poate părem noi prea, nu știu, serioși, distanți, habar n-am, nu știu care o fi. Păi eu pot suna cu plăcere, am încercat și n-am reușit. Deci. Am încercat și mi s-a zis să sun altă dată. Și ca care n-am mai sunat din momentul Da, ăla. nu, a fost o mică neînțelegere, așteptam niște intervenții. Ați văzut că noi tot avem intervenții de la diverse. Da, mă rog, trebuie să rezolvăm chestia asta cu centrala, să fie două fire și Da, nu, atunci. da, trebuie să avem un telefon pentru intervenții și un telefon pentru Da, oameni care sună. Că uite ce se întâmplă, sună și pe da, mai da. sună. Îmi Da. place, cum ați aranjat studioul acolo. Foarte frumos. Chiar mă gândeam să-l îmbunătățim, zic, la scenografie. Ați văzut că ar merita ca poporul român să fie prins așa între steagul roșu al partidului Secerea și Ciocanu și steagul alb al Drujbei și Plexului, care reprezintă ultimii 23 de ani, care albul înseamnă că am predat tot, ne-am predat cu bogății, cu industrie, cu popor, cu totul în mâinile acestor nenorociți și asistăm la dezastrul ăsta care mai bine, pe cuvântul, România penală creană
realitatea e penal. Adică e penal. Toți începând cu judecători și toți cei care ne judecă trebuie băgați în căștărie. Ei sunt primii care au îndemnat poporul către prăpastia asta și suntem în cădere liberă. Eu zic, din 2010 am intrat într-un picaj și într-o nenorocire din care nu cred că vom mai ieși vreodată. Din momentul în care Băsescu a zis clar, părăsiți repede țara. Ei au avut un plan, un proiect. Dacă țineți minte, ca și Vrădescu, și Șeitan, și Boc, și Băsescu, toți și Paula Unson, părăsiți urcând țara. Orice gândeau ei că se va întâmpla în 2010. Iată că în 2013 observăm cu groază că 55% din copiii care sunt bolnavi de cancer sunt pe acele liste de așteptare la citostatice, fără nicio șansă de supraviețuire. Dintre oamenii maturi, între 65 și 70% sunt pe acele liste de așteptare a citostaticilor. Să știți că oamenii își vând casele ca să poată supraviețui. S-a ajuns într-un sistem cumplit, groaznic. Oamenii din pușcărie, mă gândesc doamna Carmen Beșan, se fac experiențe pe ei cu medicamente, cu tot felul de testări. Am văzut copilul născut de Carmen Beșan, un mutant, fără mâini, fără picioare, fără creier. Da. Se fac niște experiențe de tip Mengele, ceva cumplit în țara asta. Suntem prima țară experimentală și propusă pentru exterminare. V-am zis eu, acea dispariție rapidă a populației. Păi v-ați citit probabil, ați citit codex, ați citit codex alimentarius, nu? Zic codex alimentar. Sigur că l-am tratat cu Tudor Barbu pe OTV. Trebuie să luăm pauză. Da. Acum, domnul, cu doia, în 2010. Domnul Nicolae, ce rugăminte am? Și cred că o să o reluați și dumneavoastră. O să o reluăm, sigur. Domnul Nicolae, trebuie să intrăm în pauză. Eu trebuie să plec. Și ne auzim atunci. Mâine vă așteptăm la emisiunea noastră de la 8:30. Poimine la fel. Cu mare plăcere. Deci, Serghei și eu trebuie să-mi iau rămas bun acum și deci oamenii se uite și se intre neapărat la emisiunea noastră de la 8:30 România Reală, de la 8:30 la ora 10, pe care o realizez împreună cu Cornel Rodoi și cu alți invitați. Veți avea și alte surprize. Vineri, așa cum am spus, va fi întâi o emisiune de la ora 7:30 sau 8, o emisiune despre puterea din om, despre puterile de vindecare, o chestie foarte interesantă și care nu s-a mai făcut în România. Iar de la ora 9 îi aștept la emisiunea mea Cronica Supranaturală, o altă pasiune de-a mea, în care, tot așa cu niște invitați deosebiți, vom face, zic eu, o emisiune mai bună decât cea a lui Oreste și nu mă laud degeaba. Așa încât de vinerea asta alte pauză. Două emisiuni interesante și acum pauză. Da, am început, dar eu nu pot să-mi prind astea, da. Avem în această seară, îl avem invitat, bata că stingem becurile. Pe domnul Baboi care e îmbrăcat într-o ținută. Arătați, domnule, camera pe domnul, pe invitat. Bine v-am găsit, stimați invitați, ce faceți? Și pe aia vin o domne. Și al doilea invitat care nu știu ce căuta prin vece nu a mai venit. Oftim, domnule. Bună seara. Bună seara, nu l-arătați. Strălucitor ca întotdeauna. Cum? Strălucitor ca întotdeauna. Eu sau cine? Tu? Eu. Un smarad al emisiunii. Da, credeam că e. Dar domnule, cine te-a echipat în halul ăsta? Eu. Și asta ce e? Eu. Bluză, ce poate să fie? Kazak, ești mongol, ești cu papa de la Vatican care... Și chinez. Dar știi că și-a dat demisia papa? Da, știu. Ce zici de asta? Ce să spun? Eu sunt ortodox și n-am treabă cu catolicii. Nu, domnule, că nu ne batem cu papa acum sau catolicii. Ce zici tu așa ca fapt? Mă atacă, stingem becule, că nu știu, am telefon, la pauză, nu știu ce să fac. Așa, că eu cum e precum Pavlov cu câinele, a prins becurile salivez. Și vezi că am piele puține și dacă închid ochii. Zi, domne, de ce părere ai cu papa asta? A și trăznit când s-a șutit papa, ce faci? Nu știu, chiar nu este o problemă ce să mă intereseze pe mine. Chiar nu știu ce să vă zic. Deci nu te interesează cu papa. Și a dat-o să fie sănătos. Stai că avem un telefon, domnule Ari. Da, alo, bună seara. Bună seara! Bună seara, Paul Cârghei, din statul Dorpeș. Cine? George din Spania sunt. Ah, ce vai, domne? Ce să fac cu timpul la tine și zi-mi mă atacă să fac să facă ce? Să întrerupe sonorul sau ce? Sau netul? Da, netul, să întrerup netul.
La noi e bine, o fi rețeaua încărcată și se uită foarte multă lume și de aia. Mai ales cu doi invitați pe măsură să uită grămadă de lume. Cu domnul Baboi care nu e se pe măsură, pe nu ca pe canapea, să uită mulți invitați, nu? Păi da. Da, păi da, eu dacă mai cale spune de la vecinul. Ce, ești la fel de gras ca el? Cum? Ești la fel de gras ca Baboia nostru? Nu, zic că fură internet de la vecinul. Ah. Fură internet, fură, domne, că ești în Spania, fură tot ce poți. Stai că n-am voie să te învăț, că sunt moderator. Nu fura! Am uitat că eu modelez emisiunea. Am crezut că mai am tovarășe, dar nu mai am tovarășe, că e plecată pe front. Ia zi, ți-a plăcut aseară cu... Vreau să zic că legătură cu Mara. Nu să stea Mara cu tine, s-a dus la un show păcătos. Mai repet toată, că n-am auzit. În loc să stea cu tine, s-a dus la un show păcătos. Da, are niște probleme și le rezolvă acolo, asta e viața. Știi cum e, că fiecare încearcă să-și rezolve problemele cum poate. Oricum, sper să n-aibă probleme mari, asta e. Știu că am văzut că are probleme, dar păcat de ea. Da. Înțelegi? Ce vreau să zic, mi-ai rezolvat chestia care am vorbit? Păi nu, ai zis că mă sun când vii aici, sau cum? Nu, interesează-te tu și săptămâna care vine te sun eu. Da, bun, gata, o să rețin. Mai... Da, hai să rog eu frumos ca să văd cum fac ca să vin încolo eu. Da, da, am înțeles. Cu toate actele, văd cum mă fac, da? Da, da, da. Bine, ce să zic, ne cânti babo ceva de dragoste sau de dramă? Să George, uite, următoarea melodie e în exclusivitate aici la 6 TV. Am terminat-o pentru ieri. Trebuie să fac o dedicație pentru nevasta mea care nu înțelege nimic românești. Cum o cheamă? Că să-i spunem pe nume măcar. Jessica Chong. Jessica. Pentru Jessica, bine, uite, hai că o să cântăm după asta. Ai, regia asta este pregătit să cânte domnul Baboi. Hai să mai stăm puțin. Că... Mai stăm puțin, domnule, mai stăm. Nu e problemă. Mai stăm puțin că e răcit. Baboi e răcit în pauză. Mai stăm până și revine. Da. Bine, ce să vă zic, că îmi place misiunea și ține tot așa, Sergei. Cum? Așa o ține, când avem tot ține la fel. Dar aseară ți-a plăcut, domnule, cu Diaconescu sau nu? Da, am văzut emisiunea, am văzut-o foarte bine. Da, și mie mi-a părut bine că a venit, îți dai seama, am fost eu la el, acum a venit el la mine, cum s-a întors, așa mă gândeam, da. Cum s-a întors timpul și istoria, vezi? Nu mă gândeam niciodată că... Dar ce vreau să zic, mi-e place de Aconescu, că nu-ți pasă cu caterința aia lui. Da, e tare, nene, e tare. Dar mă gândeam așa, cum s-a întors, cum el m-a văzut pe mine, atras de mine să vin la televizor, n-am vrut, până am ajuns la el, până am prins gustul și până am venit el la mine. Vezi cum e, niciodată nu știi. Da, așa este. Dar mie mi-a plăcut că de la el s-a ridicat. Da, pe nu, el m-a văzut pe mine la o petrecere, să zicem, cu Giovanni, cu era Dinescu, erau mai mulți, mi se pare că Mircea Dinescu, mi se pare că era și Călinescu, m-aș dacă era să. Și el când m-a văzut a zis din prima, domnule, vină cu mine că ai talent mare. Zic, lasă-mă, mă, pe mine vrășeala asta, vin eu la televizor acum, am eu talent de televizor. Și s-a ținut de capul meu și al lui fostul meu prieten până am ajuns. Și după aia, uite că el a avut dreptate. Dar cu, nu numai cu mine, cu majoritatea pe care majoritatea cu care s-a uitat la el și a zis că iese, au ieșit și pe 90% din care s-a acum la el s-au lansat. Dar unii uită, unii nu uită, știi cum e asta. Uite, vezi, vreau să zic eu ceva, vezi, tu recunoști, dar prietenul ăla tău care lua bagheta și căpina în spate, ăla a ajuns mare și nu știe nimic apărat. Aia sunt doi oameni politici, noi am rămas bagabonți pe stradă. Așa că noi bagabonții cu bagabonții, politicienii cu politicienii. Înțelegi? A, păi, așa că s-a luat de moldoveni și știi că moldovenii nu stau cum în buzunar. Da, eu nu știu de ce a avut. Acum, eu cred că a avut o ieșire necontrolată. Acum, într-adevăr, aș jigni pe toți moldovenii să supărați, dar eu cred că el nu-și dă seama ce vorbește. Adică, la o anumită vârstă de visenil. Înțelegi? Nu cred că își mai dă seama. Mă uitam așa seară. Acum ar mă fac să fiu rău și eu nu vreau să vorbesc de asta. În fiecare seară mă spune cineva și mă bagă în subiectul cu ăsta. Mă uitam aseară, Retin, care a făcut la Brancu, l-a făcut sub nivelul mării. Nu mai să uită lumea.
Sergei, dar nu te bagă mă subiect pe el. Păi dacă tu ești pe post și îți faci pe moldoveni în toate felul, păi dar tu mai cazi în Moldova? Eu zic că n-are sens să ne răzbunăm, știi? Lasă-l, bă, să facă el ce crede. Vorba aia, vezi că Dumnezeu îi bate, trebuie să mai batem și noi.